Bună seara, dragi prieteni, sunt două știri despre care vreau să vă vorbesc, știri care am văzut, despre care am văzut că oamenii sunt foarte entuziasmați, da? Pe care le-am remarcat pe rețele sociale, datorită entuziasmului cu care sunt ele tratate de către cei care au comentat, dar în legătură cu care eu sunt foarte circumspect și am să vă explic de ce și foarte reținut și în legătură cu care vreau să vă spun că greșiți să fiți atât de entuziasmați. Din revista 22, este pe mai multe site-uri, de luni este știrea, am văzut că multă lume a comentat, ieri, astăzi, în mod special, foarte multe comentarii pozitive, foarte multă lume entuziasmată, foarte multă galerie pe marginea acestei știri, oamenii sunt foarte optimiști, DNA analizează raportul Curții de Conturi privind achizițiile făcute la Matei Balci în pandemie. A doua știre este de astăzi, marți 2 februarie, aici o vedeți pe ziariștii.com. Începe eliminarea pensiilor speciale. Se dă câte o lege pentru fiecare categorie în parte. Barna, începem cu parlamentarii, urmează primarii. L-ați auzit și pe Ludovic Orban spunând că sunt peste 100 de legi pe care le-a dat PSD-ul, pe care ei vor să le modifice. Mă rog, Orban făcea declarații în legătură cu legislația privind justiția care proteja pe ei, dar aici vorbim despre pensiile speciale. Știți că eu am mai vorbit despre pensiile speciale. Dacă veți căuta pe canalul meu de YouTube, Mălin Bot plus pensii speciale, o să găsiți în detaliu. Am făcut acum, dacă nu mă înșel, o săptămână și ceva, o analiză bazată pe un articol foarte interesant publicat de Radio Europa Liberă pe site-ul lor, pe ediția de România, în care prezentau ca număr câte pensii speciale sunt, din ce categorii și așa mai departe. Astăzi se anunță, pentru că din luna februarie începe sesiunea parlamentară și încep să vină soluțiile legale, că apropo de ce spuneam și cu scandalul cu Șoșoacă, cu Simion, asta trebuie să facă Parlamentul, să dea legi, să modifice legi, nu să tragă parlamentarii de garduri pe la spitale. Și de aceea a venit anunțul astăzi. Ei vor să schimbe strategia după ce au încercat cu impozitarea pensiilor și le-a căzut la Curtea Constituțională, vor să schimbe strategia și să ia lege cu lege cu lege, pentru că pensiile astea speciale există din cauza faptului că s-au suprapus mai multe tipuri de legiferări făcute de-a lungul timpului. Prima legiferare a fost hotărâre de guvern de pe vremea guvernului Ciorbea, când s-a introdus prima pensie specială. Și apoi în continuu s-a legiferat. Și în mod special s-a făcut exces de legiferare, și o să vă explic de ce, din 2012. Din 2012 până în prezent, în 9 decembrie, da? Când românii au ieșit la vot așa cum au ieșit, nu cum ar fi trebuit, și aici este motivul principal pentru care eu nu sunt foarte entuziasmat și nu sunt atât de efervescent cum sunt mulți dintre cei pe care i-am văzut comentând pe rețele sociale, pentru că nu avem o majoritate parlamentară solidă care să poată să schimbe Constituția. Cheia rezolvării acestei probleme stă în Constituție și o să vă explic de ce. Deci din 2012 până în prezent, PSD-ul și aliații lui au avut majoritate parlamentară și au suprapus legi peste legi peste legi privind pensiile speciale și privind condiții speciale de salarizare în sistemul bugetar, la care se adaugă șmecherile pe care mulți le fac, cu mutări pe funcții de răspundere, cu venituri mai mari, cu un an de zile, 6 luni înainte de pensionare, în așa fel încât suma să crească, că ei se pensionează nu pe contributivitate și pe o medie făcută din toți anii de cotizare, ci pe ultimile venituri. Deci sunt o grămadă de șmecherii. Și toate astea sunt în 7584 de legi. Nu e o cifră fixă, nu e cifra exactă. Ideea este că sunt multe legi. Nu știu exact câte sunt, dar sunt foarte multe legi care se suprapun. Și astăzi au venit reprezentanții majorității parlamentare PNL-USR Plus și au spus: domnele, luăm lege cu lege și le tăiem și începem cu pensiile speciale ale parlamentarilor. Dar eu nu sunt foarte optimist. Din același motiv pentru care mă întorc la subiectul care am început, nu sunt foarte entuziasmat și nu mă bucur atât de mult, dar e bine că DNA-ul a luat date de la Curtea de Conturi în legătură cu achizițiile de la Matei Balci și ăsta e un lucru bun, dar eu nu sunt foarte convins și foarte entuziasmat, nu sunt foarte efervescent și nu mă bucur prea mult, pentru că eu cred că cei de la Curtea de Conturi nu vor trimite informații esențiale în legătură cu Matei Balci. De ce, oameni buni? Și din același motiv nu sunt entuziasmat nici cu legislația
privind tăierea pensiilor speciale, pentru că toată se va duce la Curtea Constituțională. Și Curtea de Conturi și Curtea Constituțională, aceeași problemă avem cu ambele instituții. Este problema pe care o avem și cu Consiliul Național al Audiovizualului și cu alte instituții care teoretic, în teorie, ar fi independente și ar trebui să servească unui scop precis. Curtea de Conturi servește scopului precis de a verifica, de a controla modul în care autoritățile publice consumă banul public. Structurile publice, autorități sau, mă rog, instituții sau spitale, cum este în cazul de față Spitalul Matei Barci. Să constate dacă ea consumă corect banul public, dacă gospodăresc, invernisesc cum trebuie banul public și dacă constată nereguli, să le trimită mai departe organelor de anchetă penală, pentru că acolo unde neregulile sunt foarte grave s-au comis infracțiuni și trebuie să meargă la răspundere cei care au comis acele infracțiuni. Da! Dar Curtea de Conturi, oameni buni, la fel ca CNA-ul, la fel ca și Curtea Constituțională, la fel ca și Consiliul Legislativ, unde l-au pus pe Florin Ciordache, sunt 100% PSD-izate, controlate total de către mafia care este în spatele lui străinul Cercel, oameni buni. Și străinul Cercel nu este orice fel de parlamentar. Foarte multă lume nu înțelege rolul cheie al acestui individ și al lui Alexandru Rafila, care au fost scoși în față și puși primii pe listele PSD. Nu sunt orice fel de parlamentari. Dincolo de legăturile foarte dubioase și strânse ale lor cu PSD-ul, dincolo de faptul că, de exemplu, dacă vă uitați în declarația de avere a lui străinul Cercel, o să vedeți că a cotizat 1.600.000.000 la campania electorală a PSD-ului, ceea ce mie mi se pare foarte bizar, pentru că PSD-ul a luat milioane de euro de la bugetul de stat, fiind partidul cel mai finanțat, cu niște sume imense. Ce nevoie mai avea străinul Cercel, cel puțin așa declară el în declarația de avere, să mai cotizeze și el la PSD, este foarte, foarte bizar. Dar acești oameni au fost aleși de către PSD să fie vârf de lance, să fie etalon, să fie simboluri ale acestei sesiuni, acestei legislaturi 2020-2024. Din cauza condițiilor ce se află în spate, știți că PSD-ul, ați văzut, am tot explicat, lucrează cu consultanți, plătește foarte mulți bani. Ați văzut, în cazul Dragnea s-a descoperit că au plătit 250.000 de dolari abonament pe lună la astfel de consultanți, sigur, ca să facă pentru ei campaniile de manipulare pe rețele sociale împotriva protestului Rezist. În cazul lui Dăncilă s-a descoperit că domnul Pișarlogu, nu știu cum naiba îl cheamă, consultantul lor, vreo 2 milioane de euro pe lună, iarăși. Și ăla a lucrat vreo 3 sau 4 luni pentru Dăncilă. Deci lucrează pentru consilieri foarte, foarte puternici pe sume imense. De asta zic că e bizar că străinul Cercel are acea cotizație de 160.000 de lei în conturile PSD-ului, bănuiesc pentru campanie electorală, că așa a scris acolo, că este finanțare pentru Partidul Social Democrat. Oamenii ăștia le-au făcut strategia, consultanții ăștia, ăștia sunt oamenii care au inventat toată șmecheria cu tâlhăria civică, cu personajele pe care PSD-ul să le construiască, cu capcana electorală aur. Deci în spate sunt niște strategi. Aceia strategi le-au atras atenția PSD-șilor că trebuie să pună doi medici cap de listă ca să tragă în sus. De ce? Pentru că lumea e speriată de pandemie și atunci medicii trebuie să fie în față ca să tragă în sus. Și Rafila și străinul Cercel au avut acest rol de vârf de lance, oameni buni, ai propagandei PSD. Este foarte posibil ca între cei doi să fie chiar candidatul la președinție în alegerile din 2024 pe care ei... strategie pentru care ei deja cu siguranță se pregătesc, pentru că un candidat așa se construiește, oameni buni, nu pe ultima 100 de metri. Sigur, aici este și planul Gabrielei Firea, care are o poziție tot mai puternică în PSD, datorită șpăgii imense pe care a dat-o în perioada în care a fost primar al municipiului București din banii bucureștenilor, datorită faptului că are la degetul mic întregul cartel Mafia Media, pentru că a băgat o grămadă de bani în ea, în cartelul Mafia Media, în televiziune, da? Era duminică pe la România TV spunând exact punctajele cu care România TV creează o realitate falsă, paralelă, în ultimile două săptămâni. Da? Cu guvernul Rezist, cu miniștrii Rezist și așa mai departe. Nu vă imaginați că Gabriela Firea să toată ziua se uită la România TV și că ea este influențată, deci că este zombificată de România TV și de aia a reprodus acele punctaje. Nu! Fiți ferm convinși că Gabriela Firea este în spatele acelor punctaje și oamenii care lucrează PSD-ul, consultanții, au creat aceste punctaje pe care le aruncă televiziunile mafiei și Gabriela Firea, bineînțeles, le rostește și ea că e pe bază de punctaj la oamenii ăștia. Bun.
Depinde ce va face Gabriela Firea, s-ar putea și ea să vrea să candideze. Dar străinul Cercel, Rafila, cazul de față, străinul Cercel, pentru că vorbim despre Matei Balci, este un personaj cheie în PSD, oameni buni. Dumneavoastră vă imaginați că PSD-ul lasă la voia întâmplării un astfel de personaj? Sigur, ar fi bine să fie așa. Opinia mea în acest moment, și în timp vom vedea, timpul îmi va da dreptate sau mă va contrazice, așa cum s-a întâmplat pe toate subiectele pe care eu m-am exprimat și, de exemplu, pe subiectul aur, tot ce s-a întâmplat după decembrie, după alegerile parlamentare, în frunte cu întâlnirea, vă dați seama, 6 decembrie au fost alegeri parlamentare și 11 decembrie, oameni buni, nici nu trecuse o săptămână, da? Simion era chemat la ordine de către Ciolacu și Vasile Dâncu. Eminența cenușie, da? Sereistă, PSD-istă din spatele lui Marcel Ciolacu. Sigur, nicio legătură oficială cu instituția, dar sunt foarte mulți șmecheri pornind de la Maior și o grămadă de alți șmecheri care au avut cândva puteri foarte mari prin SRI, care sunt la degetul mic al lui Vasile Dâncu și are și Dâncu sufrageriile lui, despre care probabil vom afla într-un viitor mai mult sau mai puțin îndepărtat. Deci Simion era cu Vasile Dâncu, se întâlnea. Tot ce a făcut Simion ulterior, tot ce a făcut Aur și așa, așa mai departe, confirmă ceea ce spuneam eu din 2020, că ăștia sunt oamenii lor. În timpul adunărilor Capvid din mai spuneam, bă, Cerba și Paranghelista, cu tare, sunt oamenii lui Tudorache. Când au venit alegerile locale, s-a văzut clar. Au fost numai pe Clotilde Arman, numai în apărarea lui Tudorache. Deci timpul va confirma dacă am dreptate sau nu. Dar opinia mea fermă în acest moment este că, virgulă, Curtea de Conturi, instituție profund pesedizată, oameni buni, da? Controlată, vă dați seama, acolo este toarășul Ilie Sârbu, care este un pesedist de la vechi, de pe vremea lui Ion Iliescu, din echipa KGB, acuzat că a închis porțile catedralei și armata a omorât tineri pe treptele catedralei, pe care eu l-am dezvăluit public, a fost ofițer acoperit al Serviciului de Informații Externe și a spus atunci, domnule, o să te dau un judecat, o să fac, n-a mai deschis subiectul, nu l-a mai interesat, n-a mai negat, nu a mai venit cu niciun fel de contraargument sau cu o ofensivă cu care ar fi trebuit să vină un om nevinovat în fața unei astfel de acuzații. De altfel, Ilie Sârbu, înainte de 89, a avut foarte multe ieșiri în afară. A avut niște misiuni în Elveția, a avut niște misiuni la Vatican. Informația pe care eu am prezentat-o atunci vine de la o altă persoană care a fost ofițer. Nu pot să dezvălui identitatea sursei, deși au trecut vreo 20 de ani de atunci, da? Dar odată ce te-ai angajat în fața unei surse că nu dezvălui identitatea, nu o dezvălui. 10, 15, 20, 30 de ani. Nu dezvălui identitatea sursei. Punct. N-are decât sursa dacă vrea să iasă public, să-și asume cu nume și pe nume să spună acele lucruri, dar tu nu dezvălui cu cine ai discutat. Deci este o persoană care a fost aproape de Ilie Sârbu. Da? Mai multe detalii nu pot să dau pentru că nu vreau să se afle cine este sursa respectivă. Ilie Sârbu a spus la vremea respectivă că el ar bănui despre cine ar fi vorba. Nu pot nici să confirm, nici să infirm. Dar ideea este că este un om care a știut foarte bine, punctual, a indicat niște lucruri pe care Ilie Sârbu n-a putut să le conteste. Păi și imaginează cineva că un astfel de ciumat, da? Din gașca aia dură, oameni buni, gașca dură, Ilieșeană, în anilor 90, cum e Sârbu, lasă un personaj important, cum e străinul Cercel, pe mâna DNA-ului să meargă la pușcărie? Eu mă îndoiesc, pentru că tocmai de aia l-au pus la Curtea de Conturi. Tocmai de aia s-a dus Bădălău, vicepreședinte la Curtea de Conturi, un fost infractor. Păi ăștia s-au asigurat, oameni buni. De pe vremea regimului Dragnea i-au luat în calcul, pentru că ei au știut că ceea ce fac ei s-ar putea să se întoarcă împotriva lor și să-i pleznească, să se rupă coarda, să le vină peste bot, da? Eu am dreptul să folosesc expresia asta mai mult decât oricine altcineva, da? E important să nu ne pierdem simțul umorului, da? Ei s-au gândit, au știut și încă nu i-a pleznit cum ar fi trebuit și aici este problema, oameni buni. Și atunci ei au știut, domnule, dacă noi nu mai controlăm majoritatea parlamentară și guvernul, care sunt instituțiile din, dacă vreți, inelul 2, da, al puterii, pe care dacă le controlăm, putem să stopăm lucruri esențiale în societate? Păi foarte simplu, protocoalele cu serviciile secrete le-au distrus. Serviciile secrete care dețin informații și poate să dea informații către procuror nu mai dau pentru că protocoalele nu mai există. Și sunt instituțiile astea de tip Curtea de Conturi și așa mai departe, care sunt controlate de ei, oameni buni. Chiar își imaginează cineva, eu mă îndoiesc profund, că Curtea de Conturi, da,
unde infractorul Bădălău, care a fost mână în mână cu Dragnea, cu Ciolacu, cu ăștia, l-au pus acolo, oameni buni. Păi e cineva atât de naiv încât să-și imagineze că instituția asta a făcut vreodată vreun control corect la străinul Cercel? Indiferent de ce se sifonează prin presă. Opinia mea este că nu o să-l dea pe mâna procurorului. Acea situație, oameni buni, vreau să o aduc în fața dumneavoastră să vă spun motivul pentru care, sigur, aș fi foarte fericit să-l ia procurorii pe baza raportului Curții de Conturi, să-l vedem pe toarășul străinul Cercel arestat și pe toți ăia cu care a lucrat acolo. Că s-au aflat lucruri pe surse, firme, fel și fel de firme, este o firmă pe care a angajat-o să lucreze pe acolo, de-aia, firme de-alea cu un singur angajat, care au lucrări numai cu Spitalul Matei Balci. Sunt o grămadă de lucruri, de porcării făcute de străinul Cercel acolo, dar părerea mea este că PSD-iștii de la Curtea de Conturi nu o să dea lucruri esențiale, grave, care să ducă în direcția pentru care s-au entuziasmat foarte mulți dintre cei ce au comentat această știre pe rețele sociale. Deci sunt circumspect. Sper să mă șel, să dea Dumnezeu să mă șel, pentru binele și pentru lupta anticorupție și pentru ideea de stârpirea mafiei și de urmărire penală, judecare și condamnarea mafioților, ar fi foarte bine să mă înșel. Dar eu vă spun motivele pentru care nu mă entuziasmez, nu m-am entuziasmat la auzul acestei știri și vreau să continui, pentru că are legătură, vorbim de aceleași principii, de aceleași pârghi de acțiune în societatea Partidului Social Democrat, motivele pentru care, sigur, este foarte bine că au început în forță, este foarte bine că au început majoritatea PNL-USR cu discuția despre pensiile speciale și cu modificările legislative și cu faptul că vor să ia lege cu lege, pentru că despre asta este vorba, dar vreau să vă aduc aminte că s-au mai încercat modificări, da, impozitări, supraimpozitări, de exemplu, s-a dus la Curtea Constituțională, s-au blocat. De ce? Pentru că și la Curtea Constituțională ciuma roșie controlează tot. Dacă în cazul Curții de Conturi și a controlelor pe care le face Curtea de Conturi și dacă ar fi o instituție obiectivă, cu profesioniști, da, în opinia mea, la Curtea de Conturi ar trebui să fie condiție, da? Să nu fi fost membru al unui partid politic, nu să fie numiți pe criterii politice. Dacă se poate, ar trebui să fie aleși dintre, nu știu, eu i-aș alege dintre magistrații care au fost specializați în cauze economice. Așa i-aș numi la Curtea de Conturi, ca să ne asigurăm cu privire la obiectivitatea lor. La Curtea Constituțională este vorba despre cu totul altceva, oameni buni. Desființarea pensiilor speciale și subiectul în general al pensiilor speciale este subiectul care a scandalizat cel mai mult societatea. După ceea ce a făcut Dragnea, după faptul că i-au legiferat ca să scape de pușcărie. Ori își imaginează cineva că PSD-ul îi va lăsa pe ăștia să rezolve problema? Își imaginează cineva că PSD-ul și lichelele PSD-ului din Curtea Constituțională în frunte cu președintele Curții Constituționale, Valer Dorneanu, oameni buni, care vine și el din negura anilor 90, ba chiar dinainte de 89, care este strâns legat de interesele Rusiei. Vă aduc aminte că atunci când Uniunea Europeană a impus interdicții, sancțiuni dictaturii lui Putin pentru invazia din Crimea, Dorneanu, deși Ministerul de Externe a spus să nu se ducă, s-a dus în Rusia, oameni buni, ca să înțelegeți despre ce vorbim. Își imaginează cineva că individul ăsta și restul politrucilor care formează majoritatea în Curtea Constituțională, oameni care servesc mafia, nu vor face tot posibilul ca să saboteze orice fel de inițiativă legală a ăștia și PSD-ul poate ataca la Curtea Constituțională, CCR-ul poate respinge. Dincolo de faptul că este o miză politică uriașă. Deci ăsta este primul lucru pentru care oamenii ăștia se vor ocupa, sunt trei motive mari și late pentru care majoritatea PSD în mafia, da, se va ocupa să saboteze rezolvarea pensiilor speciale. Pentru că dacă ei sunt conștienți că dacă PNL-USR rezolvă problema asta, în 2024 asta va reprezenta cel puțin 10% în plus pentru PNL-USR. Ori din punct de vedere politic sunt disperați oameni buni să saboteze toate proiectele legale și să facă în așa fel încât această problemă să nu fie rezolvată. Și să vină după aia propaganda lor, România TV și Antena 3 în campanie, să spună mincinoșilor, ați spus că rezolvați problema și n-ați rezolvat-o. Vedeți, oameni buni, că sunt la fel ca PSD-iștii și că n-ai cu cine să votezi. Asta este strategia. Deci, din punct de vedere politic, au tot interesul să saboteze. Și controlează cu lichelele lor majoritatea în Curtea Constituțională, oameni buni. Dincolo de asta, cei mai mulți judecătorii de la Curtea Constituțională au pensii speciale. Dorneanu însuși, care ia 3 pensii speciale,
ar trebui să-și reducă veniturile alea lui imense de 5.000 de euro, 5.000 ceva cred că are, da? dacă nu mă înșeală memoria. Am făcut un material exact despre veniturile celor de la Curtea Constituțională. Îl linkuiesc în acest material, vedeți linkuit. Linkurile sunt titlurile alea care apar la recomandări pe telefonul mobil, pe desktop și pe laptop. Pe Smart TV nu apar. Nu știu de ce nu apar, nu știu. Dar apar pe aceste dispozitive. Acolo sunt sumele exacte. Vorbesc acum din memorie, nu mai pierd vremea să mai caut pe net, pentru că ideea este că omul își reduce din pensia lui specială. Deci sunt într-o situație de incompatibilitate crasă, oameni buni. Ei niciodată n-au interesul să voteze împotriva propriilor lor persoane. Și aici este o problemă extrem, extrem de gravă. Și totul are legătură cu ce, oameni buni. Sigur că problemele astea se puteau rezolva și situația de la Curtea de Conturi. Ele se rezolvă, totul e legat de Curtea Constituțională, care se poate rezolva prin modificarea Constituției. Să modificarea Constituției nu se poate rezolva pentru că oamenii n-au ieșit la vot masiv în 9 decembrie anul trecut. Și pentru că această majoritate care și-ar dori să rezolve aceste probleme și care este opusul mafiei, mafia reprezentând în Parlamentul României în momentul de față PSD și AUR, care sunt de fapt clona, capcana, capvida PSD-ului, da? Oamenii ăștia nu pot să modifice Constituția, pentru că nu au 66,6% majoritate, pentru că românii n-au ieșit la vot. Și de aici o să vedeți, dragii mei, ce va urma pe această temă a pensiilor speciale și în legătură cu alte situații de la Curtea de Conturi, situații la Consiliul Național Audiovizual și așa mai departe. Care este soluția? Pentru că, sigur, multă lume mi-ar spune, domne, da, tu critici, dar cum vezi tu rezolvarea problemei? Păi, rezolvarea problemei este în depolitizarea instituțiilor statului, în frunte cu Curtea Constituțională. Opinia mea este că ar trebui modificată Constituția și ar trebui specificat în Constituție că în Curtea Constituțională se numesc numai magistrați dintre magistrații în alte curs de casație și justiție. Punct. Opinia mea este că la o instituție cum este Curtea de Conturi ar trebui să se numească oameni numai dintre procurori sau judecători specializați în cauze economice, oameni buni. Și cu condiția ca ei să nu fi fost membri ai partidelor politice. Sunt câteva instituții, dar instituția cheie, cheia de boltă, dacă vreți, constructorii de catedrale în Evul Mediu, știți că catedralele au acea boltă. Și bolta aia stă într-o piatră care este cheia de boltă. Da? Se punea cheia de boltă a construcției și forțele se țineau în acea cheie de boltă. Și apoi se dădeau jos schelele și catedrala stă. Ei, cheia de boltă este Curtea Constituțională. Ori ca să modifici, să schimbi Curtea Constituțională, să-i dai afară pe politrucii ăștia care au mandat, oameni buni, de 9 ani de zile, vă dați seama, PSD-știi, vă dați seama ce au făcut ei acolo când i-au numit pe ăștia. Trebuie să inițiezi schimbarea Constituției. Ca să inițiezi schimbarea Constituției trebuie să ai o majoritate de 66,6% în Parlament, ceea ce nu este. De ce? Pentru că oamenii n-au ieșit la vot. Din păcate, oamenii n-au înțeles după grozăviile regimului Dragnea, cu toată nebunia, cu pensii speciale, cu faciul lui Iordache din Parlament, cu bădălăul facșușu pe diaspora, cu... Nu mai reau, oameni buni, pentru că sunt subiectele principale ale activității mele jurnalistice independente în ultimii 4 ani de zile. Da? Tot ce a scandalizat societatea și ce s-a întâmplat sub regimul Dragnea, de la Mineriade încoace n-a mai fost asemenea grozăvie în această țară. Da? Și totuși oamenii n-au ieșit la vot în număr mare și ne-am trezit cu această situație, cu un PSD mult prea sus față de grozăvile pe care le-a făcut, cu o capcană electorală AUR, care este o mizerie PSD-istă aruncată în față pe modelul Iliescean din anii 90, cu Funar, care Funar de altfel este cu George Simion în AUR, da? Și oamenii din UNPR, pe unul dintre ei, l-a făcut parlamentar, tovarășul Mircea Chelaru, da? Care este și infractor, vă dați seama, condamnat pentru corupție. Și l-a făcut George Simion parlamentar, unul dintre președinții UNPR-ului. Metoda Iliescean. Căutați materialul video cu pattern, îl găsiți linkuit aici în aceste recomandări și cei care n-ați văzut, vedeți despre ce este vorba. Din aceste motive, dragii mei, eu nu sunt foarte optimist și vă spun, pentru că eu nu fac politică, nu cer voturile nimănui, nu particip la sondaje de opinie, deci eu pot să-mi permit să vă spun ceea ce nu-și permit să vă spună politicienii, să fie atât de sincer față de public, este că este un cerc vicios, oameni buni. Cât timp noi nu ne vom prezenta masiv la vot,
astfel încât să dăm un vot covârșitor, zdrobitor, împotriva mafiei, FSN, PDSR, PSD și asociații, și nu se vor iniția reforme constituționale majore, oameni buni, fără penali în funcții publice, depinde tot, modificarea Constituției, despre asta vorbim, lucrurile nu se vor putea schimba substanțial în această țară. Și va fi boală lungă, moarte sigură. Așa se spune la noi în Banat.